De vreo două zile Victor doarme în camera lui și suntem foarte mândri de treaba asta pentru că nu ne așteptam. Era groază, parcă și nouă ne era groază de chestia asta. Însă e a doua noapte când doarme și pare foarte, foarte entuziasmat de treaba asta. Are nevoie și de un birou, așa că Andreea, mămica lui, o cumpăra de la un magazin un birou. Inițial mă gândeam că poate aș face eu, da? Cred că durează foarte mult. Când aduni tot timpul care trebuie să-l... Cred că ar dura foarte mult până i-aș face eu. Eu zic că ar trebui tu să-ți-l asamblezi singur, Victor. Ce fain! Da, ai schiz acolo, uite-te. Ai schiță, te mai ajutăm și noi. Pescă. Stai, Sofia, că degeaba le scoatem toate la repezală. Trebuie să te uiți pe schiță. Mai ai acolo un blat. Foarte multe piese, dar hai că-l facem împreună. Bine, Victor? N-am nicio idee. Atâtea avertismente să nu înghiți hârtia, probabil, să nu mănânci foile astea, ce știu ce. Deci avem 1, 2. No, cum sunteți? Mai aveți? Da, ne descurcăm bine. E foarte meserioasă băiatul ăsta tău, fiul tău. Da? Foarte priceput. Acum descoperă și el cum funcționează. Și are și ceva șină? Nu știu nimic de șină încă. Dar știm de altceva. Vom descoperi în curând. Să-l vedem la poziție. Richard? Bun. Acum, Victor, șuruburile astea. Nu fugi, nu fugi. Le-a băgat în găurile astea. Uite așa. Nu, greșit. Vai de mine, măi, păi numai... Cu pe ăsta? Da, la mine și-am lăsat. A, ăștia o să-ți placă să-l faci tu. Poftim. Uite. Dă să-ți arăt. Să arăt o șmecherie de meseriaș. Ce? Bagi acolo. Și faci așa. E destul de greu de strâns. Ia să văd. E greu? Acum la vinare mai greu. Să nu strâmbăm asta. Nu se strâmbă. Emoții. Acum câți ani am zugrăvit în camera asta, Daniel? Ții minte când au zugrăvit copiii ăștia de erau numai culori pe perete până sus la tavan. Păi dacă dăm vopseaua asta, că vine destul de ușor, din câte cred că se observă. Da, avem poză, nu trebuie da. Da, dar dacă dai jos vopseaua asta, se vede. Da. Poate găsim poza aia cu desenele, picturile murale ce erau aici pe pereți. Da, oricum erau drăguțe. Da, foarte drăguț, numai că s-au săturat și ei. Camera asta de când am zugrăvit-o? Anul da. Trecut sau cu 2 ani? Nu, cred că deja sunt vreo 3 ani de când am zugrăvit-o, cel puțin. 3 sau 4 ani. Așa mult. Da, au trecut foarte mult timp. Ia, Victor. De. Da, ce să faci? Ai, 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 ai. Wow! Ce tare arată! Cum te-ai bucurat tu de biroul tău? Lasă-mă să mă bucur și eu de da, da. Victor! De fapt, e biroul nostru pentru că l-am cumpărat din banii amândurora. Da, și tu ai unul sus. Ăsta e a meu. Bine.
Dar voi împărțiți și las-o și pe ea să strângă câteva șuruburi. Bine, Victor? Aici unde ai loc poți să strângi cu partea cealaltă. Și când începe să pârâie, nu mai strângi. Stop, 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 ajungi acolo. Uită-te dacă face bine. Face bine, Sofia? Stop! Atât? Da. Bun. Pârâie deja. Eu, pentru că sunt foarte, foarte bătrân, stau aici și vă dau instrucțiunile, da? Și voi îl veți ridica, uite așa, încet, cu grijă, răsucit, să nu loviți peretele. Pus jos, piciorul ăsta, tras mai încolo, așa, tras mai către pat. Mai încoace, Vic. Așa, și acum ridicați. Wow, 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 ce perfect! Bine, îți vine aici, aici, Victor, aici îți vine priza și ai în sus. Laptopul, când o să ai tu laptopul tău, când o să faci școală pe laptop, ia să vedem. Cred că poți să-l pui în care parte dorești. Cred că Victor o să renunț în curând și la lăzile astea cu jucării, nu? Nu, no, cred. Mai durează și astea vreo 7-8 ani? Vreo 5 ani? Așa, vreo 4-5. Hai, Vic. Na, Sofia, ce ai făcut? Doamne, ce copii mari am. M-am băgat în capcană. Și asamblează singur multe. În propria capcană. Wow, ce fain e să nu dai cu capul. Da, mai Victor. Numai că acolo ca să încurcă cu perdeaua. Da, ne trebuie o perdea oricum mai scurtă. Poți să probezi eu biroul? După ce îl probează pune el. Pune scaunul pe poziție. Mă duc, stai. Aici o să scriu. Uite jos, uite jos. Scrisori de dragoste la mămica ta o să scriu. Aici ar fi biroul ăsta. Știi? Să-i scriu. Draga mea soție, copiii sunt în... oraș. Și noi. Bravo, Victor, ești mândru de biroul tău. Da. No, mami, hai că e rândul meu. Ce ne citești? Ce serios e copilul ăsta. Ce drăguț! Și tu, cam unde ar fi? Uite, pe aici, la cine ce știe ce fi? Sunt astea? Tu? Să vezi ce drăguț îmi arată. Așa, tragi pe teama. Stingi toate becurile. Ce drăguț! Așa e ce fain arată, Victor. Și să le lași toată noaptea pornite? Ce asta fai. O să nu-i fie frică, nu. Victor, cum îți place camera asta ta? Păi îmi place pentru că e numai camera mea și... Te bucuri de ea? Am birou, am ceas, am două ceasuri, ceasul de reflector și... Ai și acolo un ceas, așa ai? Cu Hogwarts. Mhm. Păi o să retușăm în prima dată pereții, că se văd urât petele alea albe pe albastru ăsta frumos. Și va urma ușa, pentru că ușa asta și dulapul, castrați voi la țintă cu săgețile, cu... Alea din ac. China. Da. Ați tras la țintă și uite ce ați făcut. Dar nu e nimic, o reparăm așa-i și vei avea o cameră perfect funcțională. Ce ați făcut aici, Anita, Nitu? Ați făcut păi pete de girafă. Vai, tu ce copil, tu frumos. Tu. Nu mai are răbdare că o să vină verișorul lui și vrea să-i arate camera complet. Frumoasă. Fără pete, fără defecte. Hai și aici, hai. Sus. Uite. Oricum asta, o să nu mai vopsi în mână alb. Da, îl vopsim alb. La momentul când am vopsit noi aici, Victor era mai mic.
Și nu prea au avut el grijă, dar acum, dacă s-a mutat în camera lui, te doare mâna! O să se îngrijească de nu să mai fie deloc. Dă cutiile alea la o parte un pic. Și peste vreo 4 ani, când o să se sature de culorile astea, o să-și facă singur, cap-coadă. Să știi că și eu cu sora mea ne făceam singure și un pic cu ajutorul lui mami, într-adevăr, dar ne-am pus tapet în cameră și peste tot, și în living, și în camera noastră. Tapet! Ce tapet? Hârtie din aia de sus până jos. Așa. Bine, hai că acolo nu mai sunt pete. Ba, sunt, cum să nu fie. Și dă perdeaua la o parte. Ce meseriaș o să fie copilul ăsta, să vezi tu, numai la tătie să pricepe. Victor e un băiat foarte minuțios și foarte atent. El o să fie de detalii. Sunt curios ce meserie o să-și aleagă și ce o să facă el la viața lui, da. Și când îi dau să facă ceva, să măture, el mătură așa frumos din colț în colț. Am văzut că e foarte, foarte atent, deci o să-și zugrăvească camera foarte bine. Dă așa o linie cum trebuie acolo, Victor. Acolo, de sus.